Ce m-a călăuzit acești ani și mi este mereu alături. O iubesc enorm de mult și vreau să-i mulțumesc pentru această surpriză, deoarece acum este alături de mine, dar m-am așteptat la așa ceva, însă nu chiar, nu în așa fel. Și vreau să-i mulțumesc enorm. Voi tot așa crezi că este din partea părinților? Nu. Da, exact. Numai de la părinți poate să fie, este din partea părinților tăi, să spunem așa, că este și din partea mamei și din partea tăticului, care este, tata este în depărtare. Dar cu părere de rău, aș ar fi dorit să fie în acest moment lângă tine, să-ți mână această surpriză, care mi-a transmis și un mesaj de felicitare pentru tine. În această zi de toamnă a apărut cel mai frumos dar pe care viața mi l-a oferit. O bucurie nespus de mult. Scumpa noastră fiică Vera, îți oferim, îți dorim multă sănătate și succese mari în viață. Te iubim nespus de mult și te susținem în toate. La aceste cuvinte de felicitare se alătură și tatăl, care este în depărtare de tine. Dar te iubește mult și îți dorește succese mari. La mulți ani, scumpă noastră, să te aibă Domnul în bază. La mulți ani! Mulțumim mult! Hai să aplaudăm! Uite că mai este cineva aici care vrea personal să te fericite, da? Ce sunt dați? Dacă în frățiori efect, cred că, da?